Domnul Caprariu greșește puțin și valabil în general pentru toată lumea din acest oraș. Cred că ne mințim pe noi înșine și ne amăgim, pentru că noi, pur și simplu, cred că nu ne mai permitem în acest moment să avem un transport public cu tramvaiul, având în vedere că avem un buget, unde avem un deficit de aproape 17% în buget, dacă nu luăm calculul acel excedent din anul precedent. Deci noi nu ne descurcăm cu 102 milioane de euro pe an să cumpărăm tramvaie noi. Deci se circulă tramvaie în 1965. Indiferent cât de lungă este linia de tramvai și pe unde va circula tramvaiul. Deci la acest moment, deci este prea scump, prea costisitor și irealist să mai continuăm să investim în acest mijloc de transport cu banii noștri. Cu banii altora poate. Ei, nu profităm de ocazie. Ați văzut ce se întâmplă. Haideți să profităm de ocazie, că dar, știu că noi nu ne putem permite acum. Nu ne putem permite niște tramvai. Sunt costisitoare. Dar a fost cazul să le și putem lua. Deci pe termen scurt, cred că ar trebui să avem o vedere. Dar nu ne gândim pe termen scurt. Dezvoltarea se gândește pe termen lung. Stimate colegi. Vreau să sunt specialist în drept, iar eu sunt specialist în management în transporturi, printre altele. Dar cifrele ne contrazic. Nu ne contrazic. V-am explicat încă o dată că planul de mobilitate urbană ne arată foarte clar piramida transporturilor și ne spune ce trebuie să facem. Ne spun niște oameni care sunt specializați pe mobilitate. Deci dacă dumneavoastră găsiți 1.200.000 de euro pentru un tramvai pe termen scurt, măcar pentru un tramvai... Păi găsiți pentru autobuze. Pe aceeași linie de finanțare, pe de asta vorbim. Sunt orașe în... Pe aceeași linie de finanțare. Sunt orașe din Europa, Brescia, 200.000 care are metrou, domnule. Clujul se gândește la metrou, se gândește la legătura est-vest, Jucu, Baciu, pe linia de tren. Și noi ne gândim cum ar fi să scădem. Haideți să ne gândim la viitor. Să găsim soluții, că sunt. M-am săturat să văd exemple. Clujul, iau de tot. Iarăși a luat tramvaie, iar a luat ăla. O să ne trezim că toți. Acum văd că se trezește și Reșița. Care a fost într-o situație deosebită. Dar nici situația actuală nu este dezirabilă cu tramvaie care cel pe numele să șeie Reșița. Absolut, absolut. Păi absolut, cu roți pătrate. Că linia nouă pe Dorobaș, știu că e făcută pentru a fi silențioasă. Nu avem tramvaiele care să meargă pe acolo. Întrebați locuitorii care sunt pe loca linie tramvaie dacă mai suportă circulația acestui tramvaie și dacă se mai poate locui normal. Absolut, sunt roți pătrate, sunt tăiate. Știu, dar asta nu înseamnă că sistemul este bine menegeat, că nu este pus la cur, nu înseamnă că nu este uțit. Asta înseamnă să desfințăm spitalele, că am ajuns rușinilor cel mai bun medic din Brăila la București.